Iar nu ne plac oamenii. Da, ne plac oamenii doar când ne pupă mânuțele. Ne plac oamenii când copiii lor stau în cap în fața noastră și fac frumos, ca la circ. Nu e așa, analfabeto? Dar mai este vorba și de cei 7 ani de acasă. Se poate, se poate. Doar că întrebarea corectă aici e următoarea. E vorba de cei 7 ani de acasă ai noștri sau ai tăi, dragă? Of, și pe lângă ăia 7 ani de acasă, să știți, doamnă, că urmează niște ani de la școală. Mai mulți de 7, da. E o plictiseală, dracu, n-ați văzut așa ceva. E trist, e trist când ajungi să vorbești în felul ăsta, analfabeto, inculto și altele de genul acesta, cum fac eu aici la această emisiune seară de seară. E trist, e umilitor. Dar nimeni nu ține pe această femeie incultă să stea moț în fruntea țării. Da, repet, parcă ți se strânge inima când auzi astfel de cuvinte. Dar, când oamenii din partid o pupă în fund cu atâta poftă, de ce doamna Veorica nu le dă peste bot? De ce doamna Dăncilă acceptă astfel de zoaie, dacă toți suntem la capitolul decență în viața publică? Păi luați de aici, fraților, porno! O femeie puternică, determinată, iubitoare de oameni, care este o mână de fier într-o mănușă de catifea. Aceasta sunteți dumneavoastră astăzi, mamă pentru copiii României, mamă între mame. Mamă între mame, să moară mama, savantă de renume mondial, femeie, dar și bărbat, bărbat, dar și om de stat, om de stat, dar și lider mondial, lider mondial, dar și făcută grămadă cosmic. Cum, frate, cum să accepți mândră limbile astea iritante? Dacă nu te deranjează Veorico, e, atunci ia și analfabeto, ia și tuto, ia și prosto, ca să ți se mai taie greața. Despre asta e vorba, nu? Să păstrăm un echilibru. Ah, voiam să vă zic, îngrozitor e să-l vezi mare limbist pe Fifor, cu fața aia lui imobilă. Nu știi dacă ți înfige limba în fund să te laude sau în gât să te omoare. Trebuie să știți să vă purtați cu mănuși în vremurile astea. Da, sâmbătă a fost ziua limbii române, iar ei asta au înțeles. Ce, bă, limba mea nu e română? E română, că și eu-s român. De ce limba mea? Hai, șocul limba română pe doamna Veorica. Pentru limba română, Veorica e un fel de satana, a? Forța întunericului e limba română. Așadar, doamna Veorica, să avem și o concluzie. Faceți apel la decență? Păi mai întâi zic să vă scoateți limbile alea din fund și să învățați să vorbiți românește. Altfel, na, oamenii erai, i-ai naibii, să știți, oamenii zice adevărul, doamnă. Deci pentru mine este greu de înțeles. A, dar pe asta ați văzut-o? Ambulanța la cexul PSD-ului. Mai multe persoane au acuzat durere abdominale și vărsături. Ei bine, mi se pare că aici, în spatele acestei întâmplări, se ascunde o veste foarte bună, fraților. Nu, nu, stați, nu vă grăbiți să spuneți că mă bucur de necazul oamenilor care au chemat ambulanța. Nici vorbă. Vestea bună e că au fost, iată, membrii de partid care n-au mai rezistat. I-a apucat sila, le-a venit să verse când au auzit discursurile liderilor PSD. Ăsta chiar e semn bun. Haideți, bă, fraților, că n-a murit speranța. Hai să-i lăsăm să creadă că ne-au păcălit.